Omagiul lui Crișan, un eveniment de suflet menit să readucă în atenție personalitatea istorică și jertfa acestui erou zărândean, a avut loc duminică în comuna Ribița. După momentul de comemorare a avut loc un spectacol folcloric susținut de mai mulți artiști din județ și țară, dar și de către ansamblul folcloric profesionist Drăgan Muntean al Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara. Astăzi suntem la cea de-a 43-a ediție a evenimentului intitulat frumos Omagiul lui Crișan. Un eveniment, așa cum spuneam, din calendarul Centrului de Cultură, un eveniment care, pe de o parte, urmărește promovarea și valorificarea tradițiilor noastre populare, așa cum spunem de fiecare dată, dar iată și componenta istorică de comemorare a acestor eroi este foarte importantă pentru noi. Drept dovadă, iată sălile pline la astfel de evenimente. Vreau să mai menționez și faptul că aceste evenimente reprezintă un bun prilej pentru publicul de la țară, din mediul rural, de a interacționa în ceea ce ne privește cu artiști deosebiți, cu un ansamblu profesionist, ansamblul nostru Drăgan Muntean, dar și cu invitați de valoare din județul Hunedoara și din țară. Nu-mi rămâne ca de fiecare dată decât să le mulțumesc lor, să mulțumesc Consiliului Județean pentru finanțare și sprijin. Răscoala pornită de Horea Cloșca și Crișan a fost unul dintre evenimentele de răsunet pentru Țara Zarandului. Astăzi, în satul Crișan, am cinstit memoria unuia dintre liderii răscoalei, Gheorghe Crișan, alături de moții care nu l-au dat uitării. În Transilvania au apărut reforme sociale importante, iar țăranii ardeleni au obținut drepturi nesperate, cum ar fi dreptul la învățătură. Accesul la educație a fost decisiv pentru formarea elitei intelectuale a românilor din Ardeal. Vă îndemn să nu-l uităm niciodată pe Crișan, să nu ne uităm eroii și pe toți cei care au luptat pentru ca oamenii simpli să ducă o viață mai bună, a declarat Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara. Îi cinstim în fiecare an memoria. Ar fi trebuit să fie al 45-lea omagiu, să zic așa, lui Crișan, dar a fost 2 ani de pandemie în care n-am putut să ținem manifestarea. Ne mândrim cu acest fapt, dar în același timp ne mândrim cu tot ceea ce se întâmplă istoric și cultural în comuna Ribița. Auzim și noi cu toții sufletul spunând, sfântă ne e pacea pe pământ. Ne suntem datori, celor ne sunt flori, cerul libertății se ridică la părânt, să pășim în zori. Noi venim pentru prima dată aici la Crișan acasă și evident în momentul în care i-am văzut și chipul, în momentul în care am intrat în comună, parcă așa ne-au trecut niște fiori special, mai ales că la noi în casă, la loc de cinste, sunt cântecele ce vorbesc despre neamul românesc. De bună bucată de vreme am legat o prietenie cu ansamblul folcloric profesionist Drăgan Muntean și Ciprian Roman a fost cel care ne-a făcut așa punte cu oamenii de aici și mă bucur că simțim împreună energia frumoasă a locului în satul ăsta istoric Crișan. Sună trist, dar tu niciodată, pentru câți acasă au mai rămas, câți ai ieșit peste prut. Și cei prezenți la spectacol au cântat alături de artiștii care au urcat pe scenă și s-au bucurat de dansurile prezentate de membrii ansamblului folcloric profesionist Drăgan Muntean din Deva.